Bine v-am găsit! Continuăm seria noastră despre iertare și învățăm despre iertare. Iertarea în cadrul unei comunități religioase este foarte importantă. Dacă faci parte dintr-o comunitate, faptul de a învăța să ierți ofensa, de a învăța să ierți pe cei care ți-au greșit, este strict necesar pentru a avea relații sănătoase cu oamenii din jur. Și noi auzim deseori în biserică vorbindu-se despre iertare și credem că iertarea înseamnă declar că am iertat sau doar iau hotărârea și am iertat. Pe când iertarea, cea care vine din adâncul ființei noastre, este mult mai mult decât o declarație. Este mult mai mult decât a spune cu gura ta am iertat. Deși acest lucru este important, procesul în sine al iertării necesită un demers mult mai profund decât doar o declarație verbală. Și vom vedea în continuare despre acest proces valoros al iertării. Ce nu este iertarea? Iertarea nu înseamnă că i-am găsit scuze celui care ne-a greșit. Iertarea nu înseamnă că îi facem o favoare infractorului și nici că avem încredere în el în continuare. Deschiderea față de o persoană, față de un duhovnic sau față de un preot sau față de un pastor, față de un consilier creștin sau un psihoterapeut, este foarte necesară atunci când s-a acumulat multă durere în sufletul tău. Dacă ai acumulat multă traumă, multă suferință, nedreptate, dacă te simți victimă, dacă te simți neajutorat, dacă simți că mereu oamenii au ceva cu tine și te rănesc, atunci e important să știi că nu ajunge doar că declari că iert pe toți cei care mi-au greșit, ci e nevoie ca să parcurgi acest demers vindecător cu un om care este specialist, cu cineva care se pricepe și care are experiență în a te conduce în procesul vindecării interioare care are loc prin iertare. A pretinde că sentimentele tale, cum ar fi furia, tristețea, vinovăția, nu sunt acolo, nu ajută și nu înseamnă că te vindeci în acest fel. Abuzul din copilărie nu trebuie să te definească, dar dacă el face parte din povestea ta de viață, e important ca această poveste să fie povestită. Această poveste a traumei tale e necesar să o povestești cuiva, e necesar să fie împărtășită, e necesar ca cineva să te asculte, ca cineva să te asculte cu răbdare, cu înțelegere, cu susținere, să fie alături de tine și să te conducă în procesul acesta de vindecare. Nu ezita să cauți ajutor. Nu ezita să te duci în biserica ta dacă ai un consilier sau pur și simplu să ceri ajutorul unui specialist în a te ajuta să te vindeci de traumele din copilăria ta sau din trecutul tău. Unii creștini s-ar putea lupta cu sentimentul că, împărtășind amploarea abuzului pe care l-au experimentat, încalcă porunca de a-și onora părinții. Și sunt mulți oameni care consideră că, fiind părinți, trebuie tot timpul să spunem lucruri bune despre ei. Nu există reconciliere fără adevăr. Nu există vindecare fără adevăr. Și acest lucru nu înseamnă că nu ne onorăm părinții. Dimpotrivă, a ne onora părinții înseamnă a spune adevărul, întotdeauna adevărul. Când un infractor încalcă legea, sistemul judiciar îl pedepsește și cere să plătească datoria față de societate. Dar în relațiile noastre personale, durerea emoțională nu poate fi corectată sau plătită prin bani. Dacă cineva a greșit față de statul român, statul român îi cere o pagubă pentru asta și cere să restituie o sumă în funcție de actul care a avut loc. Dar când este vorba de abuzuri, când este vorba de răni emoționale, când este vorba de traumă, nu există o lege prin care celălalt trebuie să ne plătească cu ceva așa încât să fie iertat. Și atunci înseamnă că în acest caz iertarea are de-a face cu inima noastră, are de-a face cu ceea ce este în sufletul nostru, are de-a face cu hotărârea noastră de a ierta. Exod 20:12, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Este o poruncă lăsată de Dumnezeu.
Dar, din păcate, mulți oameni o înțeleg greșit sau o folosesc ca pe o scuză ca să îngroape trauma trăită în relație cu părinții, astfel încât să nu mai trebuiască să se confrunte cu tot abuzul și cu toată suferința pe care au trăit-o cândva. Ce înseamnă, de fapt, să ne onorăm părinții? Lucru foarte important și te-aș ruga, fii atent la acest lucru, pentru că este o scuză pe care creștinii mereu o folosesc ca să nu se confrunte cu trauma. Cum ne onorăm părinții? Îi onorăm prin faptul că le spunem adevărul. Putem merge la ei într-un mod fizic, verbal și să le spunem adevărul, sau putem să facem acest demers în planul nostru imaginativ, adică în inima noastră, în mintea noastră, să stăm de vorbă cu părintele nostru și să-i spunem tot ce s-a întâmplat și cum ne-a afectat comportamentul lui. Eu recomand de cele mai multe ori această variantă. Nu neapărat să te duci la părintele tău acasă și să-l confrunți, ci să stai de vorbă cu el în inima ta, în imaginația ta. Efectul este același și asta este o veste bună. Cum îi onorăm pe părinți? Cum onorăm părinții care ne-au abuzat? Îi onorăm prin faptul că manifestăm disponibilitatea de a ierta și nu o facem cu scopul de a-i învinovăți sau cu scopul de a-i respinge, ci o facem cu scopul de a recunoaște adevărul pentru vindecarea noastră, nu pentru ca ei să rămână împovărați cu vină. Cum ne onorăm părinții? Îi onorăm prin faptul că nu le returnăm abuzul pe care ei l-au făcut. Dacă ei s-au comportat rău față de noi, dacă ne-au neglijat, nu înseamnă că trebuie să-i neglijăm și noi. Dacă ei ne-au rănit, nu înseamnă că îi rănim și noi. Dacă ei s-au comportat într-un mod abuziv, nu înseamnă că le întoarcem abuzul și ne comportăm și noi la fel. Asta înseamnă, printre altele, a ne onora părinții. Îi onorăm rugându-ne pentru ei și cerând binecuvântare pentru ei, cerând sănătate pentru ei, cerând protecție și binecuvântare pentru față de părinții noștri. Îi onorăm prin faptul că nu le permitem să-și continue abuzurile față de noi sau copiii noștri. Onorăm pe părinții noștri când punem granițe dacă ei continuă să fie abuzivi. Faptul că avem niște părinți abuzivi nu înseamnă că trebuie să-i lăsăm să continue abuzul și ei să poată să ne provoace răni în continuare. Îi onorăm punându-le limite clare și consecințe dacă nu sunt dispuși să renunțe la abuz. Îi onorăm prin faptul că nu dăm copiilor noștri aceeași moștenire toxică pe care noi am primit-o. Dacă părinții noștri ne-au respins, noi nu îi respingem pe copiii noștri. Dacă părinții noștri au fost critici, au fost abuzivi, noi nu vom face același lucru cu copiii noștri. Asta înseamnă a ne onora părinții prin faptul că nu dăm mai departe modelul lor propriilor noștri copii. Îi onorăm prin faptul că renunțăm la așteptările ca ei să fie părinții pe care ni-am fi dorit și acceptăm așa cum sunt. Asta este dintre toate, poate cea mai importantă caracteristică a faptului de a ne onora părinții. Îi acceptăm și iubim așa cum sunt. Renunțăm să mai așteptăm de la ei să fie părinți buni, părinți perfecți, să ne înțeleagă, să ne sprijine, să ne ajute. Îi acceptăm așa cum sunt și iubim așa cum sunt. Provocarea mea pentru tine este: uită-te la ce e în sufletul tău în relație cu părinții tăi. A-i onora pe părinții tăi nu înseamnă a ascunde adevărul, nu înseamnă a băga sub preș mizeria care s-a întâmplat cândva, ci înseamnă a fi sincer, a fi onest și a confrunta trecutul, rănile și suferința sau abuzul trăite cândva. Dar cu toate acestea, a-ți manifesta dorința de a ierta pe părinți, de a-i respecta și de a-i onora așa cum au fost și așa cum sunt. Mulțumesc!